Bună și bine ai revenit! Pentru această rețetă avem nevoie de paste de casă. Dacă vă interesează, vă las în cutia cu descrieri rețeta. Ciuperci, eu am aici ciuperci de pădure culese de mine. Câțiva creveți, circa 7-8 bucăți. Smântână și suc de roșii în cantități egale, circa 2-3 linguri. Sare, piper, ulei de măsline, o jumătate de ceapă și 2 căței de usturoi. Pentru început am curățat ceapa, usturoiul, le-am tăiat bucăți mici, după care am făcut același lucru cu ciupercile. Acestea sunt ciuperci de pădure, este perioada ideală pentru ciuperci de pădure, septembrie-octombrie. Sunt foarte frumoase, însă gustul nu se compară cu cele din comerț, nici pe departe. Și o plimbare în natură este o adevărată terapie, vă garantez. Am pregătit aici o tigaie în care voi adăuga puțin ulei de măsline, iar când uleiul s-a încins, adăugăm ceapa împreună cu usturoiul. Rumenim puțin, eu adaug mereu puțină sare și așteptăm să se prăjească puțin ceapa și usturoiul. Iar când ceapa și usturoiul s-au rumenit, adăugăm ciupercile, le lăsăm câteva minute, 2-3 minute, nu foarte mult, peste care vom adăuga creveții. Creveții de asemenea nu trebuie gătiți foarte, foarte mult, deoarece cu cât îi gătiți mai mult, cu atât vor deveni mai tari și mai gumoși. Vom lăsa creveții 2-3 minute, cât își schimbă culoarea și devin roz. După care dau focul la maxim și vom înăbuși cu puțin vin alb. Și vom lăsa focul mare până se evaporă alcoolul. Apa a început să fiarbă, iar acum voi adăuga pastele. Fiind paste de casă, le voi fierbe doar 3 minute. Dacă vă interesează rețeta mea de paste făcute în casă, vă las în cutia cu descrieri rețeta. Vinul s-a evaporat, iar acum vom adăuga 2-3 linguri de suc de roșii și 2-3 linguri de smântână. Așa se formează acel sos roz pe care cu siguranță l-ați mai văzut la multe feluri de paste. Amestecăm și dacă este nevoie, adăugăm puțină apă de la paste pentru a subția puțin sosul. Amestecăm și sosul nostru este gata. Așteptăm să fiarbă pastele, după care vom amesteca totul. Voi gusta, voi adăuga sare și piper după gust, pătrunjel proaspăt și rețeta noastră este gata. Aceasta este o rețetă tradițională italiană, precum sunt aproape toate felurile de paste. Se numesc fettuccine mari e monti, adică paste mare și munte. Munte deoarece avem ciupercile și mare deoarece avem creveții. Puteți folosi și fructe de mare, puteți folosi orice tip de ciuperci, nu contează. Rețeta este una foarte bună și vă recomand. Acestea fiind spuse, până data viitoare, numai bine și poftă bună! Dacă aveți nelămuriri și întrebări, nu uitați să-mi scrieți în comentarii, iar noi ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă!